Spitalul Răghinean derulează o serie de lucrări, între care una de o importanță majoră este programată să înceapă în perioada următoare. Aceasta este menită să ofere o rezervă de apă unității spitalicești. Este vorba de reparații capitale la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a spitalului, astfel încât să putem, în urma reabilitării, să avem și o rezervă de apă a spitalului, lucru necesar pentru buna funcționare a activității spitalului, pentru a crea util sau condiții în autorizarea funcționarea oricărui spital conform legislației, fiecare spital trebuie să aibă o rezervă de apă pentru 24-72 de ore. Bugetul local asigură cofinanțarea în cuantum de 4.295 de lei. Investiția va face ca pe viitor unitatea să nu rămână fără o rezervă de apă și să fie nevoită să-și înceteze activitatea din această cauză. Solicităm Ministerului Sănătății finanțare în vederea realizării acestui proiect, astfel încât să nu mai avem, să mai fim puși în situația de anul trecut din noiembrie, când practic am închis spitalul pentru o săptămână. Conducerea spitalului are în vedere și alte lucrări necesare pentru creșterea confortului și calității serviciilor, astfel încât și autorizarea care urmează a se face spre sfârșitul anului să nu întâmpine piedici. Alte lucrări avem în curs de desfășurare, de reabilitarea rețelei de oxigen la nivelul spitalului, cât și lucrări de, sau sunt în, vor fi lucrări de igienizare interioară, exterioară, și în funcție de finanțare încercăm să realizăm cât mai multe lucruri, astfel încât să nu mai fim condiționați să avem o autorizație sanitară de funcționare cu plan de conformare. Și nu în ultimul rând, pentru a îndeplini criteriile, cât mai multe din criteriile de acreditare, lucruri care îl vom proces de acreditare care va fi la spitalul nostru undeva în trimestrul 4.